Eu sunt Anderson, un Eribus Evolution, vom completa nivelul 100. Nu, mă spune să completăm nivelul 99 și că mai avem noi timp să completăm și nivelul 100. Până atunci o să completăm doar nivelul 99, nu suntem obligați să completăm 100. Pentru că știți situația care e. Mai întâi începe cu Master Cloud, apoi cu Grandfather Frost și cu Tiffany, care o pune pe Tiffany în jurul acestor porci. Dar mai întâi să o folosim pe Wanda, bă, trebuie să ne asigurăm că este așa. Atenție! Pugi! Folosiți Lead Packer. Și începem pe toți și facem și super puteri. Rock! Dacă este un android rasist, nu-i urmă, simă-i tu. Că aș vrea să iau android. Dar mă tem că Livia Chiracită, că nu pot să caut android cât timp pe Livia Chiracită, că îngrijorarea poate crește și circulă în creierul nostru. Hai să împingem porcul ăla mai gras. Te-am prins! Hai să-i dărâmăm, dar mai întâi trebuie să folosim Neil Packer, să înțepenim. Wonderbird, elimină-i. Yo-oh! Moartea toți neghiobiții, miau! George, din păcate sclavii tăi sunt înțepeniți. Acceptă-ți soarta. Pugi. Accept your death. Accept your death. Trebuie să facem ceva. Nu mai râgă porcul. E simplu. L-am dimicit. Suntem și mai agresați. N-am să mai cer nimic. Mai cer o dată și gata, că uite la asta. Da, nu mai contează, Tiffany. Pugi. Ba, mai contează, că tot mi-o dă.
Nasol. I really like it. Păi din nou, serios? Ce joc de lovitor cu el pe acor? E mal lui drău. Fugi! Tiffany, ca de obicei. I can. Terrible. Nyo. Nyo. Masgriat. Mi-e împins! Să fie a naibii de prost! Întotdeauna trebuie să facem ceva ca să scăpăm de armata sau avionul de porci. Trebuie să fost în Tiffany, eu apoi ceilalți porci să nu dea o tură, ci să colecționăm mai multe power, apoi ia unul dintre porci să ajungă să fie uciși. Eu apoi să nu lovim atât de critică, deoarece o să se întâmple cea mai mare agresiune pe care nici eu nu mi-aș permite vreodată cu porci vezi. Acum o să înțepinim pe agresorul ăsta și apoi o să înțepinim restul din ei, ok? De fiecare dată când înțepinesc pe toți, trebuie să, după aia să mă folosesc de Wonderbird. Dacă nu mă folosesc de Wonderbird sau de Tiffany, o să fie vaidă farmarea noastră. Deci trebuie să avem grijă să folosim Grandfather Bird sau astfel o să o pățim cu toții. A, firar! Hai, o să trec de nivelul ăsta. Miau! I-a dat suc doar ca să îi bată pe alții. Respect, porcușorule! Perfect! Șocați-aș fața. O să nu trebuie să se întâmple. Yeah! Top plus lui Amy Rose. Porcul ăsta n-a văzut decât să bea suc și să vadă pe Amy Rose și cealaltă fete făcând top plus la mare la plajă de lângă mama și Costinești. Fiți ar capul al dracului. Red Birds deal flamingo la una grande cât tine de mare Wonderbird. Ce dracu? Porcea furisiți.
O să fim omeala. A tău. Fugi! There is no way to defeat the pigs without you. Perfect! Prea farmat, ca să știu ce fac porcii ăștia. Get ready, ție! Te-am bătut! Tu fii al naibii de prost! Porcul acesta dinamită, care a încercat să-i așpargă de-a Amy Rose în timp ce făcea selfie-uri cu ea, toptă-ți la mare! Fii țară dinamita dracului! De prost! Ți-ai explodat sentimentele, ha? Să vedem dacă explodează asta. Bă, toți călare pe mine. Dă-i retreat. Gata, nu mai îi suport. Sol. Am mai porcul și după aia ne-a dat damage. Cum vine asta? Knockout. Te-ai cam meritat momeala. Nu-mi place. Fosse Stephanie. Ah, fira să fie. Explosibil. Ce am anihilat? A fost un moment briliant. Dar se pare că nu o să mai atins să ies așa că, așa că o, cel mai probabil o să trec de nivelul 99. Ok? Este foarte frumos.
Am crezut că eu pot să apar într-o poză de la plajă fără să mai fiu enervat, dar alte poze abuzive pe care le face Liliac. Stați, n-a trebuit să o deranjăm pe Liliac cu asta, chiar dacă e răcită. Oricum nu-i plac cu copiii de-a ei care sunt frustrați de trecut și chiar dacă e răcită tot să aibă sentimente. La Dracu, lângă șezlongul Ana Grande de pe Instagram ar trebui să fie un colac și un flamingo. Mă definește pe mine dorința să fie anul viitor pe ceva gonflabil, cum ar fi nu chiar o vestă sau un flamingo sau un unicorn. Mă definește să fac anul viitor pe piscină, nu eu. M-am gândit la similaritățile unor fete care pot pluti pe apă, cu să fără culacă, chiar dacă era mai mare. M-am gândit la câteva similarități brutale. Asemă tot, dacă tu nu știi să noți, chiar trebuie să ții ceva cu tine de salvare. Nu te du nesupravegheată sau... Nu te du fără chestii gonflabile singur la mare sau cu altcineva sau fără mine. Eu nu vreau să invidez pe cineva, pentru că oricum nu prea mai am chef. Dar dacă eu vreau să apar în poze astea, trebuia ca tatăl meu să știe de planuri altor fete frumoase de la început. Că m-a sătuat de noi poze abuzive și atât. Aș! La Dracu! Scoate părnezi din priză! La Dracu! Scoate părnezi din priză! Scoate-l din priză! La naiba, nu ieși pe piscină de la nimeni. La Dracu și face coaie. Scoate o pariană din priză. La Dracu. Damn it, unplug. Damn it, unplug. Major Pecker, taci în gură, Major Pecker. M-am gândit că anul ăsta poate fi frustrat că n-am putut să sar. Dacă săream pe jos, chiar dacă era apă, mă loveam. Mă gândeam la consecințe, ce trecu. Restart! Ok! Nivelul 99, nu-l putem învinge. La Dracu, Heavy Metal Lenny, folosește-o! La naiba, scoate pe Lil Packer! Nu, pe Cloud! I don't know! Nu Wonderbird o să-i pregătesc ei True Power-ul. La Wonderbird 6 stele, full legendară, cum este Chuck aici? Chuck este True Power Awaken. Evident că nu vreau cât timp Lilia Chirăcită să fie frustrată și din cauza mea și a invidio și a astea. Dacă vreau să vă pe una frumusețe cu flamingo, e bine, dar dacă îi vorbești cu Ariana așa, ar trebui să-ți... Vreau ca Ariana Grande să păstreze un secret. Sau nu, eu nu cer la nimeni să-mi păstreze un secret. Și ceva? Dacă dorința cu una să vei pe flamingo e o dorință delicată, să păstreze caiva, nu neapărat toată lumea. Hai, cam atât a fost. La naiba, când îi bijea bijea. La Dracu, tă dracu fake in a virus-ul. Am încheiat. Arăcii de Iliac. Pune-ți tantul verde, șoarece cu aibi.